Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Sunt gazda noastră Sorin Lucaci și astăzi vorbim despre un titlu extrem de interesant în cadrul unei campanii frumoase desfășurată pe site-ul editurii Herald. O campanie dedicată titlurilor din colecția, eleganta și frumoasa colecție Arta Regală, despre literatura masonică. Astăzi alături de noi este domnul Dan Iliescu, jurist, și vom vorbi despre francmasonerie și despre relația maestru-ucenic prin intermediul unei cărți, așa cum facem de fiecare dată, venim înaintea noastră cu câte un titlu din cadrul fiecarei campanii pe care o organizăm. Iar acum, așa cum vă spuneam, colecția Arta Regală este în centrul atenției și vorbim despre dialogurile hieramice urcând scara melcată, o carte publicată în colecția Arta Regală. Dintotdeauna și pretutindeni, dialogul viu și autentic între maestru și discipolul său a constituit, putem spune cu certitudine, țesătura misterioasă și invizibilă prin care s-a transmis fiorul predanii. Dialogul însumează întrebarea și răspunsul deopotrivă și astfel, în felul acesta, se naște din acest joc, am putea spune, unitatea cunoașterii de sine. Ucenicul ascultător, cel care întreabă, uneori din pură curiozitate, am putea spune, alteori cu șiretenie, încercând să afle sau să găsească niște răspunsuri la întrebările sale, dar de cele mai multe ori cu o nedisimulată ignoranță a celor spirituale, se află la unul din capetele învățării, în timp ce la celălalt stă maestrul, cel care știe și e investit să înfăptuiască revelația cu măsură, cu cumpătare și iubire fraternă. Așadar, domnule Dan Iliescu, o carte care își găsește cu prisosință locul în această frumoasă colecție Arta Regală, literatură masonică, unde sunt cititorii, să spunem, atât cei care sunt în cadrul masoneriei, dar și cei care sunt pasionați și vor să afle cât mai multe lucruri despre acest ordin. Iată, prin intermediul acestor minunate cărți pot afla lucruri foarte interesante, atât despre partea de ritualuri și tot ceea ce înseamnă de fapt masoneria. Și cu siguranță vor mai apărea în această frumoasă colecție alte titluri pe care le aducem și le supunem atenției publicului larg. Da, fără îndoială ne aflăm în fața unei colecții deosebit de frumoase, așa cum inspirat ați denumit-o. O colecție care face cinste și din punct de vedere estetic și grafic, dacă doriți, oricărei biblioteci, dar mai ales face mândria oricărui căutător autentic, deoarece prinde între paginile sale informații atent sistematizate și greu de găsit de către căutătorul autentic într-o formă concisă și precisă, în sensul de geometric, de precis, adică de a ști exact unde să găsești ceea ce cauți. Asta ca o considerare generală, considerație generală în legătură cu deosebita noastră colecție. În legătură cu volumul, cartea, care formează obiectul discuției noastre de astăzi, se cuvine să facem o mențiune repetată, deosebită, în sensul că este un volum extrem de important al întregii colecții. Fără a dori să fac acum o comparație, pentru că asemenea comparații nu se fac. De la un nivel încolo, asemenea comparații nu se mai fac. Toate cărțile colecției Arta Regală sunt importante
pentru cel care dorește cu adevărat să înțeleagă misterele aperei. Însă acest volum, Dialoguri hieramice, urcând scara mercată, se deosebește de celelalte prin faptul că este datorată unor autori de la noi din țară, contemporani și care sunt în viață. Este datorată unui maestru autentic, bun cunoscător și care se bucură de un renume incontestabil în rândul tuturor celor avizați în această tematică de la noi din țară. Și prin comparație cu celelalte titluri, este o lucrare modernă, este o lucrare contemporană, este o lucrare care reflectă manifestarea, trăirea și perpetuarea tradiției autentice, căilor tradiției autentice, în zilele noastre. Este un subiect sensibil pentru că nu multă lume mai este conștientă de existența acestei căi alternative, acestei căi paralele de realizare spirituală și de realizare umană în societatea contemporană. Și de aceea eu consider că ea vine să umple un gol și să dea speranță celor care vin în contact cu acest volum că frumusețile vieții spirituale continuă să înflorească și în societatea contemporană atât de agitată și că această cale rămâne deschisă căutătorilor autentici. Dacă e să continuăm dialogul nostru, am să mă refer de acum încolo exclusiv la acest volum și nu la întreaga colecție. Spuneați mai devreme că este structurat sub forma unui dialog între discipol și maestru. Cu siguranță, deși însușirea de bază, însușirea tipică a discipolului este ascultarea și tăcerea. Însă necesitățile tehnice de a pune în lumină elementele specifice dezvoltării spirituale, căii spirituale, necesitau această formă a dialogului. Ați spus mai devreme că întrebările pot fi puse la un moment dat sau putem presupune că au fost puse cu viclenie. Într-o relație autentică, discipol-maestru, viclenia nu și-are loc. Din două motive. Bun, cel moral este evident, dar în primul rând datorită imposibilității unei viclenii vis-a-vis de maestru. Maestru, dacă este un maestru autentic, va identifica cu mare ușurință orice fel de viclenie ar putea să-și imagineze discipolul său. De altfel, această problemă este una mult mai profundă, problema vicleniei, și dacă e să ne referim, mea culpa, fac din nou referire la întreaga colecție, viclenia unor discipoli se află de altfel la originea și în centru întregii discuții în jurul desăvârșirii presupuse de francmasonerie. N-am să intru acum în detalii, este sarcina fiecărui căutător autentic de a ajunge la un punct în care cineva a avizat să-i tâlcuiască aceste mistere. Bun, ne aflăm în fața unui volum care esență reprezintă povestea unei inițieri, de fapt, dar și o metodologie a inițierii. Avem aici, într-un fel, spovedania sau mărturisirea unui inițiat autentic al zilelor noastre, care, printr-un așa zis dialog cu un discipol, practic face inventarul și relatarea
propriului parcurs pe calea iniției. De la începuturile caracterizate prin naivitatea, să spunem, agitația spirituală și tulburarea oricărui începător, ucenic, până la liniștea și contemplația maestrului realizat și autentic, care în orice caz trăiește ființial propria inimă. Și să nu uităm, pe lângă această poveste, efectiv acest volum reprezintă un manual, o metodologie, una din puținele pe care le cunosc eu singură, românească, da? Dedicată 100%, folosesc un termen mai puțin agreat de mine, dar ce să fac, cu subiect și predicat dedicată căii francmasonice. De altfel, cel care va citi pagină cu pagină acest volum va descoperi o interesantă relatare, un interesant dialog între cei doi protagoniști în legătură cu o mare problemă a francmasoneriei, și anume cu lipsa unei metode proprie. Există foarte mulți gânditori avizați și maestri realizați care subliniază de-a lungul, putem spune, secolelor, pentru că are și francmasoneria speculativă, cea pe care o întâlnim semi-oficial, cu destulă ușurință în ziua de azi, 300 de ani de istorie. Da? Și de-a lungul mulților ani în care a existat, vârfurile gândirii francmasonice au subliniat în repetate rânduri lipsa acestei metode, lipsa unei metode autentice. Discuția s-a pus, sau problema s-a pus atunci când se discuta dacă francmasoneria reprezintă o cale tradițională autentică sau nu. Și una din cele mai bune prezentări o întâlnim desigur la René Guénon, căruia rândurile acestui volum îi dedică foarte mult spațiu, a cărui operă a fost deosebit de bine receptată în țara noastră și eu personal m-aș bucura foarte mult dacă acest lucru ar deveni mai cunoscut, inclusiv în rândurile tinerei generații, faptul că opera tradițională, filozofia tradiționalistă a lui René Guénon și-a găsit cei mai importanți discipoli, printre cei mai importanți discipoli în rândurile români. Deci, continuarea operei ghenoniene s-a făcut foarte, foarte aplicat, a cunoscut un sol deosebit de fertil în gândirea de pe meleagurile noastre. N-am să intru aici în detalii pentru că este alt subiect. Aveți multe referințe în cadrul colecției dumneavoastră. Și cine este interesat le găsește acolo și îi vor face numai bine, absolut, un câștig spiritual extraordinar. Putem chiar să-l pomenim și e chiar o onoare să-l pomenim pe Mihail Vulsan. Și, și faptul că... Pacile Lovinescu, exact. Da, și mai sunt și alții. Și faptul că René Guénon își găsește la fel locul cu foarte multe titluri, aș putea spune, extrem de interesante în colecția Filosofia Perennis. Și iată, da, chiar și în această frumoasă colecție în care este, da, în Arta Regală, cartea despre care noi vorbim astăzi, există o carte a lui René Guénon, Francmasonerie și companionaj. Da. O carte pe care o recomand cu căldură, în special pentru partea cu companionajul. Un aspect puțin cunoscut și extrem de bine tratat în respectivul volum. Dar ca să ajungem la zilele noastre și la volumul nostru și la subiectul discuției noastre, în acel dialog pe care îl aminteam în urmă cu câteva minute, practic maestrul
maestrul Z în discuție cu discipolul, cu discipolul său, face o foarte frumoasă prezentare, un foarte frumos corolar al acestei probleme. Și indică faptul că, în definitiv, metoda proprie evoluției spirituale în, în francmasonerie este o metodă, este o metodă derivată, da, din toate celelalte metode cunoscute și acceptate, autentice ale tradiției, da, pusă în evidență prin ceea ce se numește acolo, în volumul nostru, în dialogurile hieramice, ca metoda nomadă, calea nomadă. Și anume faptul că odată inițiat în mistere, să spunem, da, micile mistere ale francmasoneriei, orice adept are deschisă calea adoptării uneia dintre căile care au supraviețuit, metodele supraviețuitoare, fie că este ea proprie creștinismului ortodox, isihasmul, de exemplu, fie că este vorba de sufism din islam, fie că este vorba de cabală sau de mistica iudaică, sau fie că este vorba de marea tradiție hindusă a Indiei, sau de ce nu, taoism, daoism, shintoism în Japonia și așa mai departe, că există. Nu putem să lăsăm la o parte nici șamanismul autentic, dar presupune niște eforturi mai mari de, în spațiu geografic, să spun așa, cunoașterea unui șaman autentic. Toate aceste căi sunt recomandate căutătorului autentic al iluminării, astfel încât acolo se poate regăsi pe sine și poate obține cheia finală a misterelor care îi sunt dezvăluite doar speculativ în cadrul lojilor francmasonice. De altfel se și spune în francmasonerie că învățătura o transmite loja, nu o persoană anume din structura vizibilă, accesibilă oricui, a acestor, să zicem, pentru a păstra vocabularul accesibil tuturor, nuclee organizatorice ale francmasonerii. Recomand respectivul dialog oricărui cititor al colecției editurii Herald, pentru că este într-adevăr revelator. Lămurește foarte multe lucruri. După părerea mea, acest dialog, această prezentare a maestrului din prima parte a cărții, cred că în primele 50 de pagini, simți, da? Practic din capitolul referitor la ucenic, da? Ceea ce s-a publicat cândva sub titlul Ab initio, lămurește foarte multe întrebări pe care novicii, începătorii și doritorii profani, pur și simplu, și le pun în legătură cu înțelegerea, cu definiția acestei căi inițiatice tipic occidentale, care este francmasoneria. La final aș mai adăuga un singur lucru, adică, fără să doresc să închei aici dialogul nostru, pentru că nu-i pun eu punct, vroiam doar să adaug că acest volum este practic reeditarea a trei volume separate care au apărut succesiv, începând cu anul 2012. Subtitlurile la momentul respectiv, Ab initio, Decus in labore și Ars moriendi, dedicat fiecăruia unuia dintre cele trei grade ale francmasoneriei simbolice sau albastre, numite dintre cei care cunosc mai bine acest domeniu, și care reprezintă, cel puțin Ab initio, o carte care s-a epuizat, o carte care a circulat, iată, după anul 2000 am mai avut, după cunoștința mea, cel puțin o carte, aceasta, care s-a dat pe sub mână și cu rugăminți fierbinți de la cei care apucaseră să o cumpere către cei care vreau neapărat să o citească. Recomand acest volum, în primul rând, pentru faptul că este tipic românesc, căutat și
foarte dorit de cei care au cât de cât cunoștință despre acest domeniu. Deci, inițiativa editurii Herald de a retipări totul într-un singur volum mai accesibil și adaptat anilor care iată au trecut de la prima apariție este salutară și trebuie anunțată toată lumea interesată că este din nou disponibil și este momentul în care se poate avea acces prin simpla procurare a unei asemenea volum la acest conținut care devenise undeva în urmă cu un an, doi, trei, ușor legendar, așa, adică tinerii postulanți, cei care doreau să afle mai multe, îl cereau, era, din experiența personală, vă spun, una din primele întrebări care se adresa de către un ucenic după inițiere, dar Abinitio, o mai pot cumpăra de undeva, se mai găsește undeva, mă poate pune cineva la dispoziție. Am să închei acum am să închei eu cu formula consacrată, am zis, pentru cine cunoaște și dacă mai există, umbrele vor exista întotdeauna, sperăm că am răspândit lumina în toate unghiere, în cât mai multe unghiere, dar dacă dumneavoastră mai întrezăriți așa o nuanță de gri sau o umbră pe undeva, rămân la dispoziție. Aș încheia și eu făcând un sau venind cu un citat, cel puțin pe care ar fi indicat să-l comentăm, un citat de pe coperta 4 care mi se pare foarte sugestiv în lumina celor spuse puțin mai devreme de dumneavoastră apropo de lumina adevărului, și anume faptul că în treapta următoare celor spuse la începutul materialului interviului nostru, aspirantul va trebui să plece într-o călătorie pentru a vedea la propriu ceea ce inițial nu credea că este posibil. La terminarea acestui periplu, inițiatul găsește așadar lumina cea mare din sufletul său și ajunge astfel în camera de mijloc, centrul cercului și al labirintului deopotrivă. După ce va fi adunat ce-i risipit, aspirantul, devenit maestru, va trebui la rândul său să dăruiască lumina, adică să-și asume cu deplină și de neclintit convingere sacrificiul suprem. Căci el va fi înțeles ființial, așa cum ați spus mai devreme, ce este nu doar sacrificatorul, ci și sacrificatul. În egală măsură, piatra șlefuită, conștientă de sine, sortită să-și găsească singură locul în zidăria templului ideal al umanității. Iată cât de frumos este spus acest mesaj scris despre ceea ce înseamnă căutarea adevărului și despre acest, metaforic vorbind, templul spiritual al umanității. Hai să discutăm un picuț așa pe marginea acestui citat, da, să numim. Sunt multe de spus aici. Formula care e mai largă, de la Occident, de la Orient la Occident și înapoi adunând ceea ce este risipit, e o exprimare simbolică centrală această cale spirituală pe care o denumim în general francmasonerie. De altfel are legătură cu apariția istorică a francmasoneriei și mai ales cu evoluția ei din ultimele secole moderne, care coincid cu secolele modernității și contemporaneității planetei, ca să spun așa, ci, mă rog, societății umane. În sensul că după nenumăratele prefaceri și catastrofe cu care s-a confruntat civilizația, de la sfârșitul Antichității până în zilele noastre,
În mod necesar, nici tradiția nu putea rămâne neafectată de aceste mișcări de populație, de aceste crize, uneori extrem de violente, care au intervenit, astfel încât comori considerabile ale cunoștințelor întregii specii, cunoștințelor tradiționale, inițiatice, s-au pierdut. Sau unele definitiv, altele într-o izolare de asta care a determinat să se considere că s-au pierdut și acele. Cert este că nu totul s-a pierdut și că, dimpotrivă, în baza acelei călătorii, care nu este neapărat o călătorie fizică, în planul fizic, ci este o călătorie inițiatică, avantajul percepției și raportării inițiatice la lume, sau a lumii și la lume, este că acolo călătoriile se pot desfășura oricum. În general, cu viteza gândului e cam basm, așa, ca vântul și ca gând. Nu prea există distanțe. Sau, mai bine zis, atunci când distanțele există, ele se parcurg fără gândul că vei descoperi ceva care are legătură cu tradiția. Dar ajuns în fața elementului pierdut, ești instantaneu conștient de faptul că ai mai găsit ceva. La asta mă refeream. În orice caz, călătoria trebuie făcută. Ea trebuie făcută de-a lungul generațiilor. Nu trebuie să o facă, sau mai bine zis, este irelevant dacă o face o singură persoană sau dacă o face un șir. Un șir inițiatic, maestru-discipol și așa mai departe, discipol devenind la rândul său maestru, care lasă în urmă discipol, școală, cale și așa mai departe, tarica, ce vreți să-i, cum vreți să-i spuneți. Da? Astfel încât cât mai multe elemente, de asemenea elemente pierdute, să fie regăsite, să fie integrate, iată, fac o paralelă, nu știu cât este de adecvată, dar totuși cu colecția Arta Regală, dar să fie integrate, să fie transpuse în contemporaneitate, pentru că unele dintre aceste perle de cunoaștere umană au fost sintetizate în urmă cu milenii sau sute de ani. Ele trebuie aduse la nivelul înțelegerii și exprimării societății actuale. Și odată întâmplat acest lucru, ele devin cu atât mai eficiente. Aceste lucruri risipite, odată regăsite, sunt la fel de eficiente ca atunci când au apărut pentru prima dată. Doar noi devenim mai eficienți în baza cunoașterilor. Ele sunt perfect adaptabile vieții umane din orice epocă. Iar rolul lor în perfecționarea societății și a vieții societății, dar și a individului, este deosebit de important. Asta este problema, de altfel, că le regăsim foarte puțin. Concentrația de asemenea adevăruri absolute, imuabile și întotdeauna valabile și eficiente, este destul de mică, este destul de diluată de, cum să vă spun eu, de invazia, inflația, inundația de fenomene, de lucruri nesemnificative care bruiază societatea în care trăim în momentul de față. Deci, inflația informațională este o problemă autentică, nu este așa ceva care se țină de teoria conspirației. Și unul din cele mai bune lucruri care mi se pot întâmpla, una din cele mai bune căi pentru care ne poate metode care ne poate ajuta în limpezirea gândirii, simțirii și trăirii noastre, sunt aceste valori tradiționale care s-au pierdut, dar care pot fi regăsite. Mai ales găsind un maestru autentic și mai ales în cadrul unei căi inițiatice autentice, tradiționale. Asta cred că vrea să... Asta cred că constă îndemnul. Este un citat din autorul volumului ce ați scris acolo.
care, repet, se bucură de întreaga mea încredere și de încrederea mea deplină că știe ce spun. Este un om, este un personaj avizat și prezența lui pe copertă, semnăturii sale pe aceste rânduri, este o garanție pentru cei care vor să cunoască. Subscriu la cele spuse de dumneavoastră, este și pentru mine un mentor și un prieten foarte, foarte drag inimii mele. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi domnul Dan Iliescu, jurist, și am vorbit în cadrul acestei frumoase campanii despre francmasonerie. Am vorbit despre dialogurile hiramice urcând scara melcată, o carte publicată în colecția Arta Regală, am putea spune chiar o carte recent apărută în această elegantă și superbă colecție Arta Regală, așadar Dialoguri hiramice urcând scara melcată, o carte pe care vă recomandăm cu multă căldură, vă recomandăm cu mult drag. Îi mulțumim încă o dată domnului Dan Iliescu și dumneavoastră. Și dumneavoastră, dragi cititori, vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Am fost gazda dumneavoastră, Sorin Lucac, și ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al acestei rubrici. Până atunci, să aveți o zi frumoasă, o zi minunată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!